După lungă perioadă de timp în care competițiile au fost amânate și antrenamentele s-au desfășurat în mediul online, iată că lucrurile s-au schimbat pentru gimnastele de la css 2 Baia Mare. Sportivele de la Ritmic au reușit să participe la cea de-a doua ediție a concursului național Cupa Gimbav din județul Brașov și au obținut și rezultate foarte bune. Maia Coste, Sofia Ilieș, Dea Bank. Daria Borcuti, Andreea Cosma, Ariana Bârsan, Irina Draghiș, Iulia Ghițiu, Beatrice Suciu și Natalia Ormenișan au obținut mai multe medalii, dar și locuri apropiate de podium. Prin această performanță au arătat că sunt pregătite, dar au și recompensat bunăvoința părinților și a sponsorilor cu ajutorul cărora a fost posibilă participarea. În cadrul acestui concurs național au participat aproape 150 de sportive de la 14 cluburi din țară.